ca să putem ști care sunt tulburările de somn, e important întâi să știm ce înseamnă somnul normal. La copil variază foarte mult cu vârsta. De la nou născut, somnul este foarte important pentru creștere și dezvoltare, dar la fel este și hrănirea și interacțiunea cu părinții. De aceea, nou născutul sănătos se trezește ca să mănânce, stă foarte puțin treaz, se uită la părinți, se uită în jur, după care doarme la loc. Spre 6 luni, somnul de noapte începe să fie mai lung decât cel de zi. Între 1 și 3 ani ajung să aibă un singur somn pe zi, ca la 4-5 ani majoritatea să renunțe complet la somnul de zi. Fiecare etapă în dezvoltare, în achizițiile motorii și dezvoltarea psihică și somatică, poate să vină cu tulburări de somn. Regresiile astea de somn, așa se numesc acum, regresia somnului, în legătură cu fiecare etapă de dezvoltare, sunt normale. La fel, durata somnului variază foarte mult pe parcursul creșterii. Sunt limite largi, sunt încadrate undeva între 4 și 12 luni, trebuie să doarmă 12-16 ore, ca să ajungă la 3-5 ani să doarmă între 10 și 13 ore și la adolescență ajunge la somnul de adult de 80 ore pe 24 de ore, dar valorile astea pot fi foarte diferite, pot să varieze chiar cu 2 ore de la un copil la altul. Tulburările de somn efective sunt încadrate în 4 mari categorii. În primul rând sunt dificultățile de adormire și de menținere a somnului, așa numitele insomnii, adevăratele insomnii. În al doilea rând este somnolența diurnă. În al treilea rând, sforitul și tulburările respiratorii pe durata somnului. Și în al patrulea rând, modificările motorii și comportamentale anormale în cursul somnului. Orice copil care se trezește de 3 ori pe noapte după vârsta de 1 an are o tulburare de somn, dar tulburările de somn nu sunt neapărat boli. În laborator de somnologie beneficiază cei din ultimele două categorii de care povesteam, adică cei cu apnee obstructivă de somn, deci tulburarea respirației în somn, și cei cu manifestări motorii și comportamentale, adică epilepsiile de somn sau mișcările stereotipe nocturne. În general, la copii cu tulburări de somn este bine să li se respecte ora normală a lor, ora necesară. Părintele trebuie să-l observe, să știe când simte copilul nevoia să meargă la culcare și să respecte inițial acest program, pe care sigur că putem face mici modificări, să muți ora cu un sfert de oră, jumătate de oră mai devreme, pentru că vrei să-l scoli mai devreme. Tulburarea de somn, cea mai frecventă, insomnia de adormire la copil, are în principal factori emoționali, factori comportamentali. E vorba de obișnuințele de a merge la culcare împreună cu un părinte. Se formează un ritual, de exemplu să facem baie, să se îmbrace în pijama, să citească o carte. Acest ritual de somn ar trebui să dureze undeva la 20-40 de minute, nu mai mult. Sigur că îi putem acorda libertatea de a-și alege ce pijama vrea să pună sau ce carte vrea să citească, dar în final trebuie să doarmă. La fel, sunt obiceiuri pe care noi le formăm prost, noi ca părinți. În sensul în care copiii în mod normal sau sugarii au treziri frecvente nocturne. În general, ciclurile de somn sunt de 2 ore, 2 și jumătate și ei se trezesc ulterior și trebuie să îi ajutăm să învețe să adoarmă singuri la loc. Alimentarea la fiecare trezire a copilului, fie că e la sân, fie că e la biberon, bine, când este copilul mai mare, discuția este peste un an, sau legănatul sau poveștile spuse noaptea după ce s-a produs adormirea, nu fac decât să formeze niște reflexe proaste. Eu cred că trebuie menținute niște limite de bun simț pe care le simte fiecare și în funcție de copilul personal. Nu există reguli generale, nu există o soluție universală, așa trebuie să doarmă și doar așa o să-l convingeți pe copil să fie sănătos. Uneori trebuie să se adaptăm și la copil. Există perioade în care au anxietatea de separare, de exemplu, și atunci se trezesc frecvent și au nevoie să o simtă pe mamă că este aproape. Și e bine să mergi, chiar dacă doarme în altă cameră copilul, să mergi la el noaptea, să-l asiguri că ești acolo. E bine dacă vrem să păstrăm acest program de somn separat,
totul să nu rămânem peste noapte cu el, să-l asigurăm că suntem acolo și după care se face retragerea treptată. Intervențiile importante sunt pe factorii comportamentali, pe ritualul de somn și pe activitatea de peste zi. Sunt studii făcute care arată că sedentarismul accentuează tulburările de somn, expunerea la ecrane, la televizor, la substanțele excitante de tip cola, cafea, pe care copiii încep să le primească din ce în ce mai devreme, la sugar, dar în copilărie, da? Toate astea afectează somnul și uneori e bine să le spunem, nu să presupunem că toată lumea știe că nu trebuie folosite.